găsit, vă spun, la dezbaterile Observatorul Prahoven, alături de mine ca în fiecare zi de joi, ora 13, Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae. Bun, bine v-am regăsit! Salut! Discutăm astăzi de două teme importante. Începem cu cea mai importantă, dacă putem spune așa. Din păcate s-a ajuns și într-o situație pe care o tot anunțau epidemiologii adevărați din țara asta, și anume criza sanitară acută. Se vorbește la un moment dat chiar de pericolul de a deveni Lombardia, un nou caz Lombardia. Colegul meu, Mihai Nicolae, are caută dovezi. Are 5G de la vaccin. Exact. Vezi ce înseamnă dacă te-ai vaccinat. Revenim însă la tonul serios. O să rog pe David să dea drumul la imaginile surprinse astăzi în curtea Spitalului Județean de Urgență, unde a avut loc și un protest. O să discutăm despre ce se întâmplă acum în spitalele din Prahova și nu numai, după ce șeful DSU a emis acel ordin prin care tot ce înseamnă internări și intervenții chirurgicale sunt suspendate pentru pacienții considerați non-urgențe. Mișu, tu ai fost astăzi la Spitalul Județean. Dacă ne poți spune care a fost prima impresie, ne-ai și transmis imagini de acolo. Am avut și un live făcut de colegul Ștefan Vlăceanu din curtea Spitalului Județean, acolo unde bolnavii așteptau să fie chemați de o asistentă în frig, înghesuiți la intrarea în ambulatoriu. Care a fost, nu știu, care este imaginea, prima imagine care ți revine în minte după vizita de la județean? Este greu de spus care e imaginea. Ce m-a impresionat cel mai tare e ce avem acum în imagini, și anume cum așteaptă carele mortoare și operatorii lor, ca să zic așa, eliberarea cadavrelor de la județean. Asta e o poză pe care am făcut-o chiar eu și așa este acum acolo. Adică nu e nimic prelucrat. Aici e altă poveste. Dar da. Acele. Deci imaginea care m-a impresionat cel mai tare și pe care n-am mai văzut-o în viața mea e asta. Aici tot ce vedeți, toate mașinile astea sunt mașini de transport decedați. Pompe funebre. De altfel, noi am și publicat în urmă cu aproximativ o jumătate de oră informații despre această situație, în condițiile în care Direcția de Sănătate Publică a raportat în cursul zilei de ieri 17 decese puse pe seama COVID, decese care se adaugă celorlalte asta, din alte da, cauze. Asta și vreau să spun, da. Și eu vreau să subliniez, este starea asta așa de tristețe și de... Dar e clar că nu este vorba doar de pacienți COVID. Nu, adică nu, ce vezi la județean... Vorbim totuși de cel mai mare spital din Prahova, cu foarte mulți bolnavi, să spunem, într-un stadiu critic. Dacă ne referim inclusiv strict la zona COVID, cele 18 locuri de la ATI sunt pline, non-stop, și se eliberează, din păcate, doar după ce mor pacienții respectivi. Am ținut să specificăm acest lucru și să facem și o știre. Pentru că e mereu vorba aia, dar în România nu se mai moare de altceva decât de COVID. Ba nu, oameni buni, se moare și din cauza altor afecțiuni. Se mai moare de bătrânețe, se moare din toate cauzele posibile. Și din cauza accidentelor, se pare că suntem ceva mai harnici la capitolul ăsta decât este COVID-ul. Adică reușim să ne terminăm și între noi tot din cauza irresponsabilității. Dar se moare și din alte cauze, așa că aglomerația de la morga Spitalului Județean este, pe de-o parte, din cauza acestor decese care vin ca supliment față de ceea ce avem în mod normal, și din cauzele despre care am vorbit ceva mai devreme. Bun, astăzi a fost și un protest al unor cadre medicale, în special de pe secția de neurologie, care au refuzat, să spunem așa, reorganizarea dictată de conducerea spitalului, și anume ca o parte din paturile de pe secție să fie alocate bolnavilor COVID, tocmai pentru că, spunea directorul spitalului, sunt 60 de pacienți cu forme medii și grave de coronavirus, care efectiv stau pe holurile spitalului, în UPU sau izolator, pentru că nu mai sunt paturi nicăieri. Și spuneai tu de raportarea DSP,
toate locurile din spitalele și secțiile suport COVID din Prahova sunt pline. Că tot vorbeam săptămâna trecută de transformarea CPR-ului, retransformarea exact. Lui, după ce inițial a fost doar un etaj alocat acestei secții suport COVID. Ulterior, de mai bine de o săptămână, lunea trecută s-a întâmplat, a fost transformat integral în suport COVID, deci acolo nu se mai fac internări pentru altceva, nu se mai operează. Vreau să vă spun un lucru. Acum pe ecran oamenii văd imagini de la ambulatoriu, de la ambulatoriu, da, nu? Da, da, da. De la intrarea în spital, intrarea, să spun așa, alta decât urgențe sau COVID. Sau Dumnezeu știe... Triaj, eu am mai spus epidemiologic, mă rog. Nu e triaj, nu. Deci, cum te uiți la spitalul județean cu fața către spital, ca să înțeleagă toată lumea, în stânga e UPU și bariera unde stă paznicul, pe care intră barieră mașini, unde intră personalul administrativ al spitalului și mai puțin pacienți, și în dreapta, pe lângă bisericuță, unde intră pacienții sau aparținătorii, ce se vedea mai devreme în poze. Eu am avut experiența asta, contactul cu... Și nu știu dacă avem și filmare. Cred că avem și niște imagini. O să le pregătească colegul. Acolo este zona, să spun așa, de acces non-COVID. Da, acolo te duci tu și ai pe cineva... Sau trebuie să fii văzut un medic, nu că ai pe cineva. Trebuie să fii văzut un medic și nu ai pe unde să intri în spital decât pe acolo. Nu e alt loc. Mă rog, dacă nu o să fie decât pe aici, unde se văd imaginile astea. Ăsta e locul. Anul trecut, acum un an și ceva, în vară, deci anul trecut în vară, da, acum suntem în toamnă, deci acum un an și vreo două luni, situația era identică. Vă rog să vă uitați cum arată. Asta este intrarea pacienților sau a viitorilor pacienți în spitalul județean. Atenție, să vorbim și de zona de policlinică. Non-urgență. Nu policlinică. S-ar putea să fie și policlinică. Da. Și îți spun imediat, apropo de aglomerația de acolo, îmi spune cineva din interior, ce vedeți că mai e o problemă. Oamenii au programări pe ore la policlinică. Dacă ești programat la ora 9, te trezești cu el la ora 8 acolo, să fie el sigur că va intra. Zice, vă rugăm mult, chiar a făcut un apel, vă rugăm mult să le spuneți oamenilor să vină la orele la care sunt programați. Pentru că unii stau acolo și mai bine de oră. Dar ăsta e un aspect, e doar unul dintre ele. Uitați-vă la această imagine. Da, deci chiar aș vrea să se uite oamenii la ea, nu la ce vorbim noi, să nu fie focusați pe ceea ce spun. Acest spațiu este așa de un an și câteva luni de când l-am văzut eu. Adică vorbesc strict de ceea ce am văzut eu. Intrarea în spital prin această ușă, prin cadrul acestei uși, se face și la fix vine domnul ăsta cu... Uitați-vă la domnul ce traseu are. Domnul cu diplomat și costum. Da. Vă rog, uitați-vă. Okay. Vi se pare că respectă vreo regulă? Programarea aia de care spuneai tu? Are prioritate. Stai o secundă. O parte dintre cei care ajung la... Nu, stai un pic. Uite-te că mai intră alții. Ia fii atent. Dânsii sunt întorși. Domnul ăla nu era medic. Era de la DSP și verifica respectarea măsurii. Deci, acolo, invariabil, intră oameni. Uite, domnii ăștia, nu știu, nu i-am văzut când au intrat. Astea sunt imagini filmate de mine pentru că am vrut să demonstrez ceva. Da. Deci sunt imagini surprinse joi, 7 octombrie. Altă documentare. Bun. Acolo oamenii stau buluc. Buluc. Nu-i întreabă nimeni. Ca la congresul PNL. Omul lui Dumnezeu. O să vezi o poză cu containerul pe care scrie: atenție, supraveghere 24/24 de ore, triaj. Da, și un anunț din 2020, că asta mi-a sărit. Bun. Acolo, deci pe noi, ca să știți, noi am intrat acolo la triaj, la zona asta de acces, fără să ne întrebe nimeni nimic. Nu odată, de trei ori. Da. Da? Noi am ajuns acolo, am trecut pe lângă cei doi paznici, nimeni nu ne-a întrebat nimic. Nu am fost opriți să facem aici. Uite, ăsta e locul unde ar trebui să fie triaj. Nu ne-a băgat nimeni în seamă aici. Da. Nu știu dacă era cineva, nu cred că era cineva înăuntru, aproape sigur. După ce treci de containerul ăsta, ajungi la un cort portocaliu care este gol. Da. Gol. Și pe urmă la aceste scări. E, acolo se bulucesc
Că ajung la povestea cu protestul de la neurologie. Se bulucesc toți oamenii, inclusiv cei care merg la neurologie. Da, toți, fără să fie, să aibă un minim. Bă, nu-ți cere nimeni nimic. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Vorbim de o secție delicată. Dintotdeauna. Mă întorc. Dintotdeauna. Și atunci, eu vreau să vă spun că eu nu înțeleg sensul protestului de azi de la neurologie decât printr-o singură cheie. Oamenii ăia văd în momentul ăsta oportunitatea de a câștiga mai mulți bani. Pentru că, real, deci vorbim cât putem noi de pragmatic, de liniștiți. Da? Pentru că ei sunt mult mai expuși la COVID decât cei de la UPU. În UPU nu intri fără să ai un minim control asupra stării de sănătate referitoare la COVID. Dacă ești testat, vaccinat sau așa. Aici nici naiba, nu te întreabă decât dacă intri în spital și acolo pe bună credință. Spui tu că nu ești sau ești. Contact, vaccinat, nevaccinat, purtător. Și în după care te duci pe secție. În condițiile astea, nu, n-ar fi fost normal ca pacienții, aparținătorii să intre în spital doar dacă au un test făcut, dacă gratuit în curtea spitalului. Da? Deci dacă vrei să intri la meciurile Petrolului, nu intri decât dacă ești vaccinat și atenție, vorbim de un stadion în aer liber, da? Nu intri decât dacă ești vaccinat sau îți faci un test, dacă nu ai unul cu tine, îți faci un test rapid în fața stadionului. Da, deci nu intri. Astea în stadion. Realități. În stadion. Și vreau să vă spun un lucru, ca să fie foarte clar. Anterior, când am fost, nu era Bogdan Nica director de spital. Da, era domnul Niculescu. Alt director de spital. Deci am fost în două administrații, chiar trei. Între Niculescu și Nica, mi se pare că am fost nu știu cine. Lucrurile au rămas la fel, nu? Identice. Ce este cu adevărat, și cu asta închei, cu adevărat stupefiant pentru mine, da? Este, eu nu pot să cred că nu directorul de spital, dar șeful de secție sau nu infirmierul cu tare n-a observat că la intrarea oamenilor, că locul pe unde intră oamenii în spital, oamenii stau buluc. Că n-ai variantă. Da. Iese o doamnă asistentă în ușă și spune, e cineva pentru doctorul Ionescu? Și din mulțimea aia ridică cineva. Eu sunt. Și dă din coate să ajungă la ușă. Asistenta deschide ușa, am și prins pe filmare, imaginea da, asta, da? Deschide ușa, intră persoana respectivă, ăsta e unul dintre, asta e regula, și doi, deci nu e cu programarea, să știi că este, cred că medicii au impresia că sunt programări, cred că este oarecum orientativă și aleatorie. Pentru că realitatea e asta. Și doi, pilele. Da. Deci fii atent, pilele. Să știi că și despre asta au spus cei care da? Au comentat la materialul respectiv. Vedeți că mai intră și unii total aiurea. Ăștia sigur au pile da. Sau... Da, eu cred că domnul din imaginea, domnul pe care l-am, eu cred asta, cred că e reprezentant farma, cred eu. Da, adică nu posibil. Cred că era o pilă, cred că venea cu treabă în spital. Dar dânsul a intrat așa, adică rețineți, pe niciunul dintre oamenii ăștia nu i-a întrebat nimeni dacă sunt sau nu vaccinați. El era de Alcas. Deci niciunul, deci tot ce vedeți aici și câți au fost și câți au fost după, niciunul n-a fost întrebat, măcar atâta. Domnule, ai avut febră. Bașca fapt, uitați-vă că mulți nu poartă masca cum ar trebui. Adică oamenii ăștia, deci ce vreau, e treaba lor cum intră și ce fac. Eu am teoria mea referitoare la mască. Dar chestia e că dacă iau COVID, îl iau cu ei și în spital. Și atunci nu înțeleg de unde atâta tam, că e COVID, că ne facem, că suntem COVID, toți suntem COVID. În tot ce ai expus acum... Despre ce e vorba? Despre încredere. E odată componenta medicală și pericolul pe care l-ai prezentat. Dom'le, dacă intră ăsta în spital așa ca pe câmp, îmbolnăvește okay, tot ce... Conform da. Tuturor celor da, care toți se spun. Deci ar fi un pericol. Se duce Nea Gigi, stai aici la policlinica spitalului și zice, bă, unde sunt? La cel mai mare spital din Prahova, spitalul da. De urgență. Da. Da. Bă, aici nu se ține cont de niște reguli. Adică nu ai un personal, nu ai un triaj adevărat, nu te întreabă nimeni de sănătate. Dom'le, e cioacă. Păi dacă ăștia aici, unde sunt, nu? Dacă în spital da, intri da, ca da. La supermarket, nu? Leagă măcar pe la asta, supermarket mai e unul care ți-a atunci, temperatura. Atunci să nu te miri că această campanie de vaccinare este un eșec total. Ca de altfel întreaga România este campania eșuată. Cum e România eșuată, că domnul președinte ne-a spus că e eșuată, deci a recunoscut după câți are 6 ani de mandat, ceva de genul ăsta. Deci dacă dânsul admite, a mai fost unul, Constantinescu, pe care l-au îngropat serviciul. Un sinistru, un nemernic, înțelegi? Care vine și constată după 7 ani de condus România. Domnule, că a eșuat statul. Este președinte al țării.
Președintele țării îmi spune că România e eșuată. Ok, sistemul sanitar din România este unul eșuat. Se întâmplă ceea ce arăți în imagini. Ăștia sunt. Pe de altă parte, directorul spitalului spune că nu avem personal. Urlă de atâta timp, toți au spus același lucru, nu avem personal suficient. Discutăm și despre asta în detaliu. Dar haideți să dăm voie, te rog, să-mi termin ideea cu încrederea. Coroborează partea asta, da? Unde la astfel de instituții n-ai cum să capeți încredere, pentru că realitatea este cea pe care o vedeți în imagini, pe care au văzut-o și colegii noștri în această dimineață, au revăzut-o, că noi am fost acolo, am fost și în secția ATI COVID. Și lumea tot nu crede, mă rog, nu contează, are a face, ok, e presa vândută. Și coroborează chestia asta și cu Congresul PNL, și cu Antoldu, și cu tot. Da. Ok, dacă omul vede că la unii se poate, spune, da, eu... Dar și eu sunt prostul satului, eu să nu mai pot să muncesc, eu să nu pot să mai intru în mall, la restaurant, la sala de fitness. Pe aia stăteau 5.000 acolo înghesuiți și mâncau mici sau votau. Da. Sau ce făceau. Referitor, sunt, cum să zic, mare parte sunt de acord cu tine. Referitor, în schimb, la imaginile de aici, voi știți și nu ascund faptul că eu am o părere foarte bună despre Bogdan Nică. Despre actualul manager al județeanului. Este un tip, poate unul dintre cei care au făcut ceva. Cu toate damblarele lui, cu toate defectele și minusurile lui, are plusurile, are marile plusuri de a fi administrat destul de bine medicina cât a fost la DSP și spitalul județean, pe care l-a preluat din niște, în niște situații și în niște contexte urâte. Cu tot respectul, în schimb, accesul ăla al pacienților în spital, nemodificat de atâta mare de vreme, să nu pui acolo cu numere de ordine, ai la McDonald's, la McDonald's, la farmacia inimii, ai butonel cu număr de ordine și scăunel pe care să stai. De, nu e vreo investiție. Să ne înțelegem, nu e. Aici e o chestiune, deci ce vedem aici, este o chestiune strict administrativă, strict de manager, de micromanagement local, de administrația spitalului. Nu există. Li se rupe, ăsta e cuvântul, li se fâlfâie de calitatea vieții, de, de felul în care ajungi ca pacient la spitalul județean și cum intri în secțiile alea. Ești tratat și, ca să fiu foarte clar înțeles, foarte exact, nu mă refer la actul medical, da? Și iarăși foarte exact, nu sunt pacient al spitalului județean, Doamne ajută. Da? Bun, deci n-am vreo reținere, n-am discutat despre spitalul județean. Problema este una 100% administrativă. Administrativă. Aici un cetățean, un, nu știu, administrator, trebuie să știe că trebuie să dea cu mătura, să ia cârpele alea rupte de acolo, să spele cu buretele, nu el, da? Personajul din Suburenț, da, 3.000 evident, de angajați la exact. Băi, omule, da, corect. Chestie de prestigiu, de jenă, de rușine. Să pună o chestie, uite, la UPU. Uitați-vă, vorbeam de partea cu pacienții, dar să vedeți și la UPU. E același jeg, aceeași stare de deplorabilă, de mizerie, de... În care, atenție, a fost de totală insecuritate medicală. Mihai, acolo și în UPU, nu doar pacienții au de suferit din cauza condițiilor insalubre, ci și personalul medical, da? Toți. Vorbim și de cel îngrijit și de medicul ăla care câștigă suficient de bine. Totuși, mediul în care lucrează nu este unul normal pentru un spital. Da. Deci aici asta vreau să vă spun. Ține foarte mult de micromanagement, de faptul că șeful de, șefii de atelier secții, de acolo... Șefii de secții. Cred că nu mai știu că am mai povestit asta în anii în urmă, apropo de neuro, când era șef de secție medicul Zaharia. Așa? Băi, nu călca picior de jurnalist pe acolo, din când în când, câte un reprezentant, știi, că se stăgeau la câte un caz. Da? Omul, atenție, opera acolo pe creier, pe coloană, la neurochirurgie, da? Și neurologia. Deci era o zonă safe, din toate punctele de vedere. Da, sunt domenii medicale extrem de sensibile. Ce făcea? Nu permitea, făcea un super scandal celor din secție, angajaților spitalului, care permiteau accesul. Existau și ore de vizită, da? În care puteai să te duci în rest cu cipicel frumos. Restul spitalului era un hoit. Da. Era o mizerie, știți foarte bine cum arăta. De ani de zile spitalul era un hoit. Băi, da, mă. Neurochirurgia arăta altfel, neurologia arăta decent. Deci se putea face și, atenție, ținea de șeful de secție. De ce spunea Mișu de micromanagementul? Fiecare să-și facă treaba în pătrățica lui.
cerea și bani pentru ce avea nevoie, arăta, era și curată secția, deci se poate dacă șeful de secție îți dă interes. Uite, doamna Paula întreabă de ce nu se închid școlile, ar trebui să funcționeze din mai până în septembrie, atunci când rata infectării este mai mică. E o propunere venită din partea unei cititoare care ne urmărește acum. Da, și doamna Mari Marilena, care zice că are și dânsa o întrebare, unde o fi fost virusul plecat astăvară? Asta este întrebarea. Răspunsul asta, au luat-o cu copy-paste unul de la altul, că o văd peste tot. Răspunsul este, citiți și dumneavoastră un studiu. După ce o să citiți măcar un studiu cap-coadă despre virusul COVID, puneți din nou întrebarea. Uite, mai este cineva? Apropo de, și o să aflați răspunsul unde a fost plecat. De vaccin, să aducă cele 5 tratamente care sunt autorizate începând cu 1 octombrie în UE pentru cei care nu doresc să se vaccineze. Da, ia, deci e o altă propunere. Fără Sinovac sau Sputnik. Cred că mai era și cred că mai era și o doamnă, traducerea. Medic, un medic celebru care a avut un tratament secret și care a scăpat mii de oameni. Da, ajungem la COVID. Da. Și noi vorbeam despre intrarea în Bun, apropo de spital. Județean. Apropo de spital. Eu vă mai propun o temă. Bine, lăsând la o parte ieșirea de aseară, nu mi-a venit să cred că Arafat poate să spună că o operație, și știu că amândoi aveți probleme în zona lombară, o operație de hernie de disc nu este o urgență. Nu poate să mai aștepte. Eu am zis așa. Da? A dat acest exemplu. Da, eram șocat de abordarea domnului Arafat, medic. Da, este medic. Al dezastrelor. De afecțiuni lombare, am avut ghinionul să am un accident de mașină cu ceva ani în urmă și am avut o semipareză timp de 2 luni de zile, am fost imobilizat în pat. Nu credeam că voi mai merge vreodată. Ce-i doresc domnului Arafat? Știi, nu doresc rău nimănui, dar domnului Arafat îi doresc să afle pe propria piele dacă asta este o urgență sau nu. Deci vezi cum ai intrat în zona aia ezoterică. Domnul Arafat se ceartă, se ia în gură cu românii care nu cred. Nici el nu crede anumite lucruri sau crede altceva despre el. Până la urmă știi cum e, până nu vezi, nu crezi. Prietene, ia, încearcă-o pe cărca ta, că vorbeam de dureri lombare, atroce, încearcă-o pe cărca ta și ne spui după aia dacă mai crezi sau nu, că n-ai cum altfel să-i demonstrezi domnului Arafat. Ca cele dureri oribile ale unor bolnavi care au nevoie de o astfel de operație sunt crunte. Decizia unui medic teoretic în privința stabilirii unei urgențe n-ar trebui să fie una arbitrară, nu? Corect. Arbitrară și birocratică. Dar când faci evaluarea medicală a unui pacient, nu o faci după un clișeu. Există bolnavi, nu boli. Știm foarte bine asta și o știm de la medici. Un cancer la mine se poate manifesta într-un fel, la un altul se poate manifesta în alt fel. Poate să nu fie detectat la timp. Zona asta de investigații, de simptome, știi, când omul simte că ceva scârție. Păi până ajungi, ce faci ăla? Până 30 de zile ții pe hold. Nu reprezinți o urgență. Exact, 30 de zile stai acasă și aștepți. Un medic, oricât de bine pregătit ar fi, chiar dacă observă că ai niște manifestări, ai niște simptome în sensul prezenței unei afecțiuni în organismul tău, pe ăsta până să faci o investigație serioasă, e greu să-și dea seama. Și ați observat că și după ce faci seturi de analize, sunt medici care nu se pot pronunța. E foarte greu să te pronunți în anumite situații. Cum stabilești tu dacă e urgență sau nu boala respectivă neglijată la un anumit moment putând să devină letală? Mihai, dar nu spuneau ei, cred că n-a trecut o lună de zile, nu spuneau ei că niciodată spitalele nu vor mai fi închise și că vor exista secții non-COVID unde pacienții plătitori de CASS să vină și să fie îngrijiți, indiferent de situația epidemiologică? Deci tu cum vezi lucrurile? Eu am o abordare foarte personală a subiectului, pentru că sunt unul dintre naivii care multă vreme am vrut să cred anul trecut că prin implicarea tuturor benevolă, dezinteresată și activă putem să schimbăm lucruri. E bine că acum recunoști. Da. E un pas. Și am trăit drame personale, adică am ajuns în pragul depresiei văzând cum absoarbe sistemul medical prahovean
donații și sponsorizări făcute de oameni cu care am discutat și care și datorită faptului că eu am garantat că materialele ajung unde e necesar, că au făcut sponsorizări. Nu numai eu, ci mai mulți oameni, un grup de oameni. Și am observat cum se alege praful și pulberea de toate bunele noastre intenții. Nu chiar de toate. Unii ne-au răspuns. Unii l-au de cele mai multe excepțiile. Au fost excepțiile. Bun, deci am o... Și de ce? Spun asta ca să mă înțelegeți ce vreau să vă spun acum. Voi observați că există o specie aparte de șobolani care au un instinct aparte de a dispărea din peisaj atunci când sunt crize reale? Da. Deci noi suntem focusați pe un bou de câțu, pe un măscărici, pe un nici nu știu, pe un funcționar, pe un birocrat, știi cum e, un funcționar din anii 30, cum e Arafat, da? Deci unul care a rămas s-a angajat în 1928 și a ieșit la vedere în 2020. Așa. Și o să mai iasă la pensie. Sau 1922. Același discurs funcționăresc, lipsit de orice empatie, de orice viziune, de nimic. Vom face, vom trece, dacă nu declanșăm război, vă băgăm la pușcărie. Ăsta a fost mesajul lor dintotdeauna. Da. Da? Deci avem o panoramă despre care eu nu cred că are probleme. La cine la te mansardă, referi? La Câțu. Putem să trecem la... Da? Putem să trecem avem, la tema avem un birocrat care nu înțelege, el nu înțelege România reală. Nu are cum, e imposibil să o înțeleagă, pentru că el a fost focusat dintotdeauna pe un proiect foarte bun pentru România, și anume Smurdu, dar el a rămas în proiectul lui. El s-a transformat într-un funcționar. Eu sunt un pic rezervat. Sunt de acord cu tine până la un punct. Și în rest, dar revin imediat termin. Mai avem unul care vine ca, băi, deci, cum să vă spun, eu credeam că Băsescu a atins culmea să știi că, cinismului în ceea ce privește un conducător al românilor. L-a depășit Iohannis. Da. Cum? Păi a venit, băi omule, a ieșuat statul, a ieșuat statul și... Vă aduceți aminte câtă cărniță mi-am luat în frigider când am scris la momentul în care de ziua Marinei pică un marinar lângă el și ăsta nu schițează niciun gest? Da. O lipsă de empatie. Cum poți să spui așa despre domnul președinte? Bun, și au acum, trecut 2 ani, și uite, se vede. Și se vede. Ce înseamnă, băi, fapt? Da. Faza cu umbrela. Ce care te definește ca care te caracterizează. Da. Și observam în continuare la... Ce spui tu? E o imagine iconică de la Valea Doftanei, pe care chiar însuși președintele a pus-o pe social media ale lui. Uitați-vă la ea cum dă mâna cu o fetiță, o elevă, și vedeți. Dar ne întoarcem. Da. Ce vreau să vă spun? Te rog. Observați, vă rog, că lipsesc politicieni. Ce trebuie o politician? Ați văzut de vreo 2 luni politician care să abordeze tema COVID? Nu există așa ceva. Nu există. Eu am văzut-o. Cine? La Congresul PNL. A, acolo? Deci a fost o demonstrație de imunizare masă. Corect. Să facem boala, zic. Da. Dar acum, dacă nu-i vezi în ultimele zile, sunt 2 variante. Ori ăștia s-au îmbolnăvit în spitale, zac, că după ce s-au imunizat în turmă. Asta... Dar nu cred. Nu cred că așa știm pe unde să-i mai căutăm, îi există, mai observăm. Deci ATI-urile de la privați, gen Regina Maria, MedLife, Monța și alții, funcționează. Sunt ok. Acolo sunt locuri. Sunt locuri rezervate. Da. Deci asta ar fi o variantă. Și cea de-a doua variantă, mă, frate, n-au pățit nimic. Și atunci, ce să le spui oamenilor? Bun. Păi nu intrați în sălile de sport, că vă îmbolnăviți. Păi n-ați fost acolo 5.000 de oameni în grămadă? Că știi ce spun ei? Da, cifrele în ziua aia în București nu erau așa. Deci nu... Mănânci rahat. Ăla politicianul care afirme asta. De ce? Pentru că tu nu te-ai infectat după ziua respectivă. Știi că are perioadă de incubație. Evident. Și mi-ai spus de creștere exponențială, de cum se răspundește, de cum se transmite virusul. Deci tu erai deja în bucla aia nenorocită care ne-a adus astăzi. Nu numai că sunt 300% de acord cu tine și aș și adăuga. Dar cu atât mai mult vreau să-ți atrag atenția că lipsește din discursul public, inclusiv pe această temă, cu mare vocalitate și vivacitate, cealaltă parte a scenei politice. De ce? Altfel? I-ați văzut vorbind despre COVID, despre absența, i-ați văzut toată vara pe vreunii, spunând, băi, atenție, băi, prietene Câțu, că tu spui prostii, noi nu avem suficiente paturi ATI. Cine să spună asta?
Păi nu știu, domnul Ciolacu, domnul ăla... Simion, uite, de la AUR, de la cine? Nu, domnii de la noi, de la Prahova. Ah, de la Prahova. Pe domnii de la PSD, care și-au umplut paginile de Facebook când a luat foc spitalul de la Constanța. Na. Ce postau ei acolo? Ce postau ei acolo pe paginile lor? Le-ai văzut? Nenorocitilor, alt oamenii devin spitale. Bă, Ard, dar ați fost, ați condus județele astea și Constanța și ani de zile. Exact. Băi, colcăiau șopul, colcăiau gândaci în spital, erau infecțiile intraspitalicești, ați intrat și în perioada COVID. Asta, deci eu m-am săturat de asta, băi. Da. Băi, eu știu că ăștia sunt de 2 ani de zile, guvernează mai mult sau mai puțin legitim și înainte și după alegeri. Și da, se rotă, e o rotire, da, o rotire permanentă. Sunt. A, ok, că a mai apărut un manager care mai schimba pe aici pe acolo atât cât s-a putut, ok, am văzut și asta. Dar în esență nu s-a schimbat nimic. Deci să vii să spui că ăștia de acum, care oricum nu fac nimic concret, doar gargară și atât. Da, nu vezi, nu te vezi reprezentat. Dar să spui tu care n-ai făcut nimic în spitale sau ai lăsat ca spitalele alea să fie prăduite sau l-ai prăduit după caz, mă rog, fiecare cu treaba. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Câțu, având în vedere graba cu ghilimele de rigoare a președintelui Iohannis de a rezolva criza politică care se suprapune peste criza sanitară, cum credeți voi că vor evolua lucrurile? Adică vom asista iar la penibilul ăla de episod în care vine unul, își dă demisia înainte ca să păcălească nu știu ce decizia CCR și apoi vine iar domnul Câțu, că atunci ar mai avea voie constituțional să ceară din nou votul Parlamentului? Mie mi se pare de noaptea minții încăpățânarea taberei Câțu din PNL de a-l propune pe cel care a fost dat jos printr-un vot, printr-un record de voturi la o moțiune din istoria Parlamentului României. Dacă ăsta este scopul lor, dacă asta este strategia lor, îi punem pe ăștia de la USR să refuze, îi forțăm să refuze, să mai intre. Facem noi un guvern minoritar, nu știu, poate cu sprijinul PSD. PSD care, prin vocea domnului Ciolacu, a spus că nu e caz să discutăm despre suspendarea președintelui. Deci, undeva trebuie să existe un compromisier, domnul Iohannis, își modifică discursul, iese din zicerea aia cu PSD și orice variantă este posibilă atât timp cât este constituțional. Când un guvern minoritar PNL cu susținerea PSD, este posibil să se întâmple. Eu garantez că îl vom vedea pe Câțu premier. Să ne ferească Dumnezeu. Eu m-am săturat. Așa. De Câțu, Mâțu, Câțu, Căcâțu. Să fiu atât de prostit, mă înțelegi? Da. Iar prestația lui Iohannis, să fiu luat de prost, punct. Să fiu luat de prost. Ce treabă? Deci te ascult, Claudiu. Știi că eu nu mai vreau să se întâmplă. Nici eu nu mai vreau, că înțeleg? Eu sunt pasionat de mașini. Din când în când, da. Totuși ești destul de atent la ce se întâmplă pe scena politică și bine faci. De, cum să spun, eu refuz să cred că există oameni care cred că România este o țară compusă doar din proști. Când are România e o țară compusă doar din proști. Ba da. Eu sunt un prost. Deci iese unul la televizor. Bine, primul sunt eu. Ok, da. Suntem la concurență, vedem. Dacă îți facem un concurs, îl punem arbitru. Deci asta eu m-am săturat rău, mă, rău. Deci până peste cap, da. Da, păi cum să nu fim o țară de proști? Eu sunt unul dintre proști, toți suntem niște proști. De ce? Se întâmplă o ceva neconstituțional când președintele vine la un congres, se implică politic și spune pe cine să votați? Da, așa a făcut și tovarășul Ion Iliescu, Băsescu. Bă, exact. Da, Constituția, legea fundamentală într-un stat. Nu, da, exact. Bă, și vine mai marele statului, da, președintele României, și zice, bă, ce, ai prevedere constituțională? Da, hai mă, las. Păi ăsta căruia îi spui că, băi, cu vaccinare, cu nu știu ce, o să facă la fel. Păi dacă șeful zice, hai mă, lasă, păi nu zic și eu, hai mă, las. Mă, fii atent, cu vaccinații și nevaccinații, că eu nu pot, adică cred, am niște lucruri în care cred. Și eu cred așa, cred că este timpul unei dezbateri serioase în societatea românească referitoare la vaccin. În societatea noastră în care masca a devenit simbolul opresiunii. Eu când iau pe păcălice aia spunând, mă lupt pentru libertatea mea și dreptul de a nu purta mască, mă apucă la fel greața ca și cum l-aș auzi pe Câțu sau pe Iohannis sau... Deci, eu nu pot să înțeleg de unde atâta dorință de libertate și cum să transform masca în subiect sau obiect al represiunii. Îți ia libertatea masca. Da, da, da. E, în special acestui public. Așa. Vreau eu să-i dedic următoarele propuneri.
Eu sunt dintre cei care poartă masca corect. Și vă spun de ce. Era mai devreme un mesaj al unei doamne referitor la școală. N-aș vrea să închidem chiar atât te de rog, repede. Te rog. E. Domnule, ploieștenii mai ales, trăiți într-un oraș în care benzenul vă omoară, la propriu. Vă spun toate statisticile. Mai ales nimic. De 30 de ani de când sunt ziarist în orașul Ploiești, n-am văzut mai mult de 10-12 manifestanți care să se lupte pentru un drept fundamental al lor, dreptul la viață. Au fost odată 200, dar au plecat acasă. Da? Odată. Dreptul la viață. Acum tot felul de docți îmi spun că masca este un simbol al represiunii. Eu sunt de acord că sunt oameni care nu vor să poarte mască și serios că nu i-a sancționat. Singurul deal pe care l-aș propune, singurul târg pe care l-aș propune, ar fi acela ca să accepte ideea că dacă nu poartă mască, este posibil să-și plătească tratamentul. Da? Dom'le, îți plătește tratamentul, deoarece din taxele și impozitele de noastre ale tuturor, și al meu și al tău, am plătit vaccinul. Da, a fost o decizie strategică a statului român. Nu ești de acord cu ea? Te duci și faci o petiție la parlamentarul tău. Că majoritatea parlamentară și după aceea executivul au decis că noi cumpărăm vaccin ca să ne protejăm populația. Dacă era altă majoritate parlamentară și alt executiv, nu cumpăram vaccin. Dar așa, asta e democrația. Da, cumpărăm noi și vaccine autorizate, deci, asta secretizat. Da, în fi, mă rog, și alte avioane și chipuri. Deci, majoritatea democrației a propus să te vaccinezi ca să te protejezi. Tu spui, eu nu port mască pentru că nu cred în ea și mă oprimă. Doi, nu mă vaccinez pentru că e o legătură între neîmpurtatul măștii și... Da, absolut. Deoarece nu cred că vaccinul face bine, ba îmi face rău. Eu respect acest lucru. Vă spun cu mâna pe inimă. Da, e opțiunea fiecăruia. Dar trebuie să fim de acord că eu nu am de ce... sub nicio formă, să plătesc tratamentul pentru unul care nu s-a vaccinat, da? În contextul în care există o chestie care se cheamă știință. Știința este acel lucru mărunt din viața noastră care este probat în timp și demonstrat prin experimente de toate felurile, care al căror rezultat ne spune că este bine sau rău ce facem. Da? În esență, redus la absurd, da? Cam asta ar fi definiția științei. Dacă știința aia, făcută de niște oameni de știință, care își dedică viața științei... Sunt cumpărați de oculta mondială. Nu contează. Dacă știința aia spune asta și dacă democrația decide asta, da, să luăm vaccin, că vaccinul ne protejează și ar fi bine să te vaccinezi, nu-ți de acord să fie obligatoriu sub nicio formă vaccinul, nu-ți de acord să fie... Absolut. Dar sunt promotorul ideii ca cei care se îmbolnăvesc de COVID și sunt nevaccinați să-și plătească contravaloarea tratamentului, pentru că nu este corect față de mine, care am plătit și vaccinul și care vaccinul expiră, să-i plătești și tratamentul. Statistic vorbind, 90% dintre cei care ajung cu forme severe și grave la ATI, UPU, spital, suport COVID, sunt nevaccinați. Statistica, și cu asta văd că vrei să zici, Claudiu, ai ceva de zis. Statistica este din nou o chestie științifică. Da. Sunt cifre. Mori, apare într-un tabel. Cu ești tare vaccinat? Da. Trăiești, apare în alt tabel. Toate tabelele astea sunt controlate și întreținute de niște oameni care sunt instruiți să facă asta. Da. Da? La rândul lor sunt gestionate de niște sisteme. Da? Care au la bază un fundament științific. Și uite, așa am ajuns ca noi, cei care suntem vaccinați, da? Repet, știm, putem iar intrăm într-o nebunie de genul ăsta. Da, dar și vaccinații pot infecta. Corect, de acord. Numai că deosebirea între mine și unul nevaccinat, eu fac o formă ușoară a bolii, iar tu ocupi un pat de spital din cauza ta, uite, la județean, dacă eu pățesc ceva, nu mă mai pot opera de hernie de disc, că domnul Arafat a spus așa, pentru a face cât mai multe paturi pentru cei nevaccinați la ATI și așa mai departe, voi ăștia care nu sunteți non-urgențe, stați acasă și suferiți. Au reușit cu succes să îi pună pe oamenii unii împotriva altora. Exact. Abordarea lui Marius, abordarea ta. Ce vreau să te întreb, că te-am văzut foarte aprins. Hai să spun de ce. Ai timp mult la dispoziție? Pentru? Peste zi, așa, în general? Nu prea. Din câte știm, nu prea. Și atunci de ce îl pierzi? Te-am cronometrat, ai pierdut ultimele 4 minute. Nu, hai să spun de ce. 2 secunde. Și te rog, imediat. Bun. Ai pierdut 4 minute explicând ceva la finalul, având totuși, mă rog, argumentele tale, pe baza unor studii științifice care au arătat faptul că la final îți vei lua
înjurături, aceleași înjurături. Mă, eu sper să nu. Adică eu îmi doresc, știți că am idealismul ăsta, eu chiar cred că, indiferent de decizia, și cred în libertatea personală, cred în ea, da? Și în libertatea de a decide. De aceea nu cred că e bine să obligi oameni. Nu, sunt împotriva. Cu toți suntem într-un tot de acord. Mi-aș dori să am o discuție cu oricine civilizată. Dacă mă înjură vreunul, îi dau bloc, că e bou. Adică dacă el mă înjură pe mine, eu nu stau să explic cât de bou e. E bou și îi dau bloc. Discutăm cu argumente pro și contra, chiar dacă nu suntem de acord. Discutăm orice. Ok. În condiții civilizate. Dar vreau să spun de unde vine pornirea asta mea, pentru că nu este doar a mea. În acest moment, singura categorie total expusă și inocentă categoria, este populația sub 16 ani, care nu se poate vaccina. O secundă. Această populație, pe care o reprezintă, o constituie copiii noștri, este trimisă de acasă zi de zi, de către noi părinții, la școală. Obligatoriu, pentru, deoarece în acest moment învățământul este obligatoriu. Da. Ca tată, da? Care a fost azi la Spitalul Județean de Urgență, vă spun că am mari rețineri, mi-am trimite copiii la școală, indiferent de sancțiunile pe care le am, după ce am văzut situația de la Spitalul Județean, după ce am văzut cum stau mașinile la coadă la morgă și după ce am văzut cele trei ambulanțe care formaseră un ambuteaj. Da. Deoarece, ca persoană responsabilă, nu altfel, nu pro-mască, anti-mască, jos libertatea, sus libertatea, da? Ca ființă rațională. Ce faci dacă? Îmi pun următoarea problemă. Eu îmi trimit de bunăvoie copilul la școală. Că sunt un cetățean plătitor de taxe, care n-am timp, vin la muncă și așa. Și când, pe de o parte, mi-e mai confortabil, recunosc, să știu că e copilul la școală decât să stau cu el, că pierd bani și nu mai știu cum să fac, pe de o parte, da? Pe de altă parte, nu pot să nu mă gândesc ce se întâmplă dacă unul dintre ei ia un virus COVID, mai precis, sau dacă, nu știu, într-o clipă de neatenție, pentru că sunt copii, se lovește, face o traumă, da? Dezvoltă, face o contuzie, face ceva. Și eu trebuie să ajung cu el la spital. Și dacă, Doamne ferește, se agravează și constat că nu există paturi la ATI. Cum? Este o discuție pe care nu pune... Nu, eu n-am văzut-o pusă... Da, stai puțin, apropo de asta, au precizat. N-am fost atent la datele astea, la ATI non-COVID, în cazul în care ajung să operez pe cineva. Eu, din câte știu, nu există paturi la ATI. Nici la ATI non-COVID. Aici vorbim despre paturi ocupate mai devreme, despre paturi ocupate la ATI COVID. Majoritatea paturilor la ATI paturile. Sunt majoritatea. Majoritatea doar sunt păstrate, de exemplu, la Spitalul Județean de Urgență acum, mai ales după ce s-a dat și ordinul prefericitului Arafat, sunt doar câteva paturi de ATI non-COVID pentru accidente de mașină și pentru cei care sunt operați. Da, exact. Ești părinte, da? Și se întâmplă situația asta în care copilul tău dezvoltă COVID, da? O formă mai gravă. Se întâmplă, adică este o ipoteză de lucru, nu e nici alarmant, nu e nici... No. Unul din 2 milioane de copii poate face asta și poate fi altul. Și locurile la ATI sunt ocupate. Și pe urmă citește această statistică, că 95% din cei care ocupă locurile de la ATI sunt nevaccinați. Uite, doamna Lavinia, te întrerup. Mă înțelegi? De ce să se închide școlile acolo? Colcă e virusul. Doamne, unii sunteți de mirul lumii. Cred că este ironică. Da. Cred că este ironică. Sper să fie. Da. E, asta e o temă. Și de aici vine, cum să spun, dacă vrei... nici nu știu, că nu știu cum se definez. De aici vine revolta asta mea. Băi, nene, dă încolo de treabă. Adică sunt niște limite ale bunului simț și ale raționalului. Când lipsește din cadru și domnul Cîțu, și domnul Ioane, și domnul Cutare, sunt niște reguli de bun simț care spun așa, băi, prietene, dacă tu, în urma unei înțepături, îl poți proteja pe ăla de lângă tine, pe care nu-l cunoști, deci poți să-l ajuți pe ăla să nu se îmbolnăvească, să nu ajungă la spital, nu să moară sau alte astea, ce te costă să faci asta? Și noi, cei nevaccinați, plătim CASS. Sunt de acord. Să plătească contravaloarea tratamentului. La voi și, nu știu, în principiu vă admir pentru felul în care susțineți cauza asta. Eu mărturisesc că am rămas în zona aia cinică în care suport costurile
din societatea actuală în cazul în care mi se întâmplă ceva, pentru că n-am încotro. N-am încotro. Ai întrebat tu ce fac. Și o spun, o să caut să mă descurc. Pentru că suntem, oricât de mult vă place sau nu vă place să auziți asta, suntem pe cont propriu. Exact. Mai ales că ai și statul, după cum ne-a suntem, după cum ne-a spus un dobitoc, păi, da, aflat suntem, în moțul acestei țări. Suntem pe barba noastră. A eșuat, se scufundă Titanicul. Asta, ăsta e mesajul. Ai vestă de salvare sau ai loc în barcă, dacă îți permiți, da, sau te împrietenești cu cine trebuie. Băi, dacă nu ești mort, înțelegi? Înghezi ca un rahat în apă, ai picat în ocean, ai înghețat. Dacă sunt și rechin bine, dacă nu sănătate, că poate scap mai repede, oricum mor nasol. Ești pe barba ta. Statul ăsta a eșuat. Dacă, Doamne ferește, îi se întâmplă ceva, știi, numai scenariu mă înfioară. Îi se întâmplă ceva copilului vreunea dintre noi, după caz, cauți o soluție. Dacă ai bani bine, dacă n-ai, te împrumuți, te duci la privat și încerci să rezolvi problema, pentru că în colcăiala aia, în mizeria aia, în îngrămădeala aia, nu ai ce căuta. Da, măi, nu Claudiu, ai posibilitățile astea, ești mort. Măi, Claudiu, și în contextul ăsta eu vin și spun că, pentru că există o mare parte a populației României nevaccinată. Treaba lor. Și nu, ascultă-mă treaba puțin, lor. Ascultă-mă doar 70% puțin. 70% de cât? Bun. Care are și șansa de a vedea vaccinul la lucru, și anume au trecut luni de zile de când eu panica de la început am înțeles. Eu, cum să spun, nu-s radicalizat. Nici acum când vorbesc cu tine nu spun, băi, cine nu-și face vaccin, nu știu ce. Că nu asta e, nu asta abordarea mea. Respect temerile. Îmi dau seama ce înseamnă, câtă spaimă produce în mintea unui om nebunia pe care o vede pe televiziuni, curentele astea științifică, că iarăși mă întorc la știință, alimentate de fake news-uri și de teorii ale conspirației. Înțeleg astea și crede-mă, am chiar o doză mare de empatie și de cum să spun, de respect față de ei. Le înțeleg temerile și reținerile. Deci nu sunt un habotnic. Însă primele doze de vaccin în lume au fost făcute acum vreun an. Primele doze de vaccin în România au fost făcute la începutul anului trecut. Indiferent ce efecte secundare ar fi dat aceste vaccinuri, ar fi început să se manifeste undeva. La noi le-au dat diferite. Noi am făcut Pfizer-ul. Nici nu contează. Nici nu contează. Uite, da. Vezi, tu ești mai încrâncenat, că sunt mai rău. Iată. Sunt atât de multe țări unde s-au făcut vaccinuri și sunt atât de multe vaccinuri care s-au făcut, care la un moment dat, dacă ar fi afecta sănătatea vaccinatului, s-ar fi văzut. Deci dacă ar fi creat probleme de sănătate publică, s-ar fi văzut. Ar fi apărut fenomene de masă. Vaccinul cu tare omoară oameni. Au fost situații. A fost în Brazilia cu un vaccin chinezesc. Da, bun. Au fost situații. Ca și să ne înțelegem. Da? Bun. În deci înțeleg temerile. Dar la atâta vreme de când a fost făcută prima doză de vaccin și a doua doză de vaccin, iată, e a treia doză la unii care își fac. Bun. Să mai ai rețineri legate de faptul că nu știi cât de sigur e vaccinul, că îți bagă chip, că îți modifică ADN-ul, că nu știu ce. Și să, cum să spun, să preferi să te expui. Băi, să preferi să te duci să stai, să zaci pe holurile spitalului, asta nu mai pot înțelege. Și mai mult decât atât, ce nu pot, unde apare problema și ce mă face să fiu atât de categoric, este frustrarea pe care o are orice om care are liceu în România, da? Care nu, n-ai, deci dacă ai bun simț în România, empatie și studii de 8 clase, n-ai cum să înțelegi pe cineva care spune nu mă vaccinez pentru că mă cipezi. Nu ai cum, e imposibil. Iată. Deci nu ai cum, deci nu există, nu ai cum să accepți asta. Se spunea că vaccinul te transformă într-un sclav, într-o legumă socială obedientă sistemului. Pe ăia vioi care de 25 păi de ani inspiră benzen. La ce nasoale am zis noi în emisiunea asta și de premier și de președinte și băi, cred că ăștia ne-au greșit vaccinul, s-a schimbat unul pe bloc. Înțeleg, deci rusesc, că n-ai cum altfel. Bun, Portugalia 90% vaccinare, Spania, Islanda, Irlanda, Italia, Germania, toate au o rată de vaccinare peste 70%. Vă recomand. Iar asta se vede în cifrele celor care nu neapărat că au mult mai puține cazuri de infectare și ceea ce e cel mai important, au foarte puține decese și foarte puține cazuri
cu forme grave, culmea, la cei care au rămas. Dar vă recomand, vă spun, este un exercițiu, eu nu cred că și mâine m-aș duce din nou fugă la județean. Vă recomand să mergeți la județean pentru experiența personală. Foarte serios. Nu doar că am fost, m-am dus în secția de COVID. Nu, fii atent, Claudiu, nu era ce e acum. Deci imaginile alea de acolo cu, cum să spun, te impresionează. Nu ai cum să ieși de acolo cum ai intrat. Din perimetrul curtea spitalului. Știi când m-au impresionat când erau decedatul pe Caldarâm? Ți-aduce aminte anul trecut? Noi am publicat. Claudiu, dacă îți poți imagina, este mai urât acum. Doar că este un pic mai bună organizarea evacuării cadavrelor, ca să vorbesc într-un mod... Iată beneficiu. Da? Iată schimbare. Deci, spun, și în felul ăsta, în felul, în felul ăsta, ați putea înțelege că totuși vaccinul, masca, nu sunt o glumă, nene. Da. Nu sunt bani. Fii atent aici. Îl salutăm pe Dorel Doru, care ne adresează următoarea întrebare. Ciți bani vă dă guvernul mincinoșilor, marș băi cu bun simțul tău, nu vă e rușine. Bravo, boss. Te salutăm, Dorel, te salutăm și noi. Dorel, multă sănătate îți transmitem. În afară de marș, putem face și culcat, putem face multe chestii. Vrind dresat să știi că apeți aceste... Atâta știe, mă. Deci omul atâta știe, atâta exact. Face. Repet întrebarea. Ai pierdut 4 minute... Corect. Cu Dorel? Nu, n-am pierdut 4 minute cu Dorel. Să spun de ce n-am pierdut 4 minute cu Dorel. Că sunt absolut convins, domnul Dorel Doru, că dacă mergeți măcar o jumătate de oră la Spitalul Județean și vă uitați ce e pe acolo, o să vă schimbați un pic atitudinea. Pentru că am mai observat un lucru și închei. Oamenii care ne înjură, sau care înjură, care în primul și în primul rând reacția este de frică, de neînțelegere, dar mai au o calitate comună. Așa. Habar nu au ce se întâmplă în viața reală. Ei habar nu au. Ei au impresia că e cineva care are grijă de ei. Wow. Așa. E cineva care le dă, are grijă de noi, ni se dă, se duc, sunt conștiincioși, merg la muncă, își văd de treaba lor, vin acasă, eventual ies la o bere. Habar n-au cum arată cu adevărat un spital azi. Habar n-au. Pentru că n-au, Doamne ajută, n-au avut ghinionul să treacă pe acolo. Au avut ghinion. Da? Nu, eu mă refer, cum arată acum? Claudiu. Acum, nu acum două săptămâni. Habar nu am. Nu știu care este produsul, care este efectul. Și eu zic la fel. Repet, îi transmitem domnului Dorel multă sănătate, să nu ajungă niciodată la spital, da? Și să rămână la nivelul ăla. COVID-ul nu există. Este decizia dânsului. Da, evident. Care e problema? Este problema, Claudiu, că la fel. Pentru că același pat îl poate ocupa, înțelegi, vorbind într-un mod absolut inuman. Și să intre gândaci în gură peste noapte? Același pat? Nu știu, mă gândesc. Mă gândeam la un spital nou. La alea ale PSD-ului, spitalele alea regionale, la astea ale PNL-ului. Astea ale PNL-ului, ale USR-ului. Să fac ale USR-ului, da, la astea mă gândeam. Mă gândeam să se cumpere pentru fiecare spital un computer tomograf al lui. La asta mă gândesc. Da. Da? Nu spune că dacă ajung în spitalul județean, când computerul la tomograf de la o firmă privată, închiriat de spitalul județean, funcționează sau nu funcționează după caz. Da, după ce intri pe ușița aia, mă, prin strungă, ca la voi. Nu intram în palatul de clăsare în spitalul județean, intram într-un hoit de spital. Păcat de unele cadre medicale de acolo, oameni excepționali. Nu, și încă o dată, iarăși că știi, ajungem la spitalul județean. Problema astăzi la spitalul județean n-are nicio legătură cu actul medical de acolo. Niciuna. Problema de la spitalul județean este una care ține de, iarăși, de bunul simț, de... treaba făcută cu răspundere de către cei care administrează spitalul, care administrează, care se ocupă să fie dat cu mătura. Nu spun, care să pună acolo o chestie, n-aia, 2 lei, un sistem de bonuri de ordine, nu? E greu, Mișu. De numere greu, de ordine. E greu. Ceea ce zici tu e foarte greu. Aici e problema. Deci nu mai are nicio legătură. Eu știu că la spitalul județean se fac intervenții, beton. De asta spuneam, da? sunt medici excepționale acolo. Deci nu, n-aș vrea, tocmai asta e, că n-aș vrea să înțeleagă, a se înțelege că ce am dat noi acum este încă un blam adus
nemaipomenitului Spital Județean de Urgență Incorpore. Nu, vorbim strict de cum ajunge acolo. Este o, a fost o emisiune laudativă la adresa domnului Câțu și domnului Arafat. Exact, din cauza vaccinului. Bine, vă mulțumesc domnilor, cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Până atunci vă spunem multă sănătate, indiferent dacă sunteți vaccinați sau nevaccinați. La revedere!